Șantajul și exploatarea minorilor sunt cele mai întâlnite tipuri de infracțiune pe portalurile de socializare online. De asemenea, fraudele și chiar furtul de identitate se află în lista pericolelor care îi pândesc pe adolescenții mai puțin vigilenți. Polițiștii de prevenire din cadrul IPJ Buzău și de la biroul Trafic de Persoane Prahova le-au oferit azi câteva sfaturi adolescenților cei mai expuși utilizatori din online. De se poate ajunge la exploatare prin convingere, se poate ajunge la exploatare prin înșelăciune, de se induce în eroare, da? Prin șantaj, bineînțeles, sunt multe și, bineînțeles, și prin folosirea forței. Sau, dacă la început nu se folosește forța și se merge pe convingere sau pe câștigarea sufletului, se merge ulterior, pe urmă, și chiar și se recurge și la violență. S-a constatat de-a lungul timpului că și tehnologia online poate deveni un mijloc prin care se recrutează traficul de persoane pentru exploatare. Polițiștii susțin că cei mai mulți dintre adolescenți cunosc regulile de conduită ale navigării de pe internet, dar uneori le încalcă. Ei, datorită, mă rog, a rutinei care se instalează la un moment dat, se poate întâmpla de foarte multe ori ca ei să uite de acele recomandări preventive și să își expună până la urmă datele personale, date personale care ei credeau că sunt doar numele, pronumele și așa mai departe. Nu. O adresă unde stai sau unde locuiești sau școala unde înveți, traseul care îl desfășori de la de acasă până la unitatea de învățământ sau înapoi seara la ore târzii, poate să fie o informație foarte bună pentru unii infractori care pot să le creeze anumite probleme tinerilor noștri. Am auzit de exemple, dar să am parte de colegi care au avut astfel de probleme, nu mi s-a întâmplat. Adică eu colegii care au avut contacte cu persoane de-astea dubioase, am încercat să-i ajut să nu intre foarte adânc în acel anturaj. Am auzit, nu din grupul meu apropiat de prieten, dar m-am auzit din vorbă în vorbă sau ajuns și la urechile mele. Deci, și în general fetele care li se pare un aspect frumos la băieți sau la o persoană și le încântă, se întâlnesc cu anumite băieți și nu iese prea frumos. De multe ori, victimele infracțiunilor comise pe internet evită să alerteze autoritățile. La Buzău, un singur caz a fost înregistrat în ultimii ani. A socializat cu un tânăr care, tânăr a filmat acea elevă. Bineînțeles că s-a ajuns la o infracțiune de șantaj pentru că a amenințat-o că o să posteze acele imagini cu tânăra respectivă pe rețeaua de socializare. Tânăra a colaborat foarte bine cu părintele, cu tatăl ei, părinte care ne-a informat pe noi, Inspectorul de Poliție Județean Buzău, și am putut să acționăm într-un timp foarte scurt. Luna octombrie a fost decretată la nivel european Luna Securității Cibernetice. La nivelul întregului județ, polițiștii vor desfășura sesiuni de informare pentru elevii din școlile generale și din licee.